la stadiul actual, la cerințelor actuale, de asemenea un nou pavilion de detenție, tot conform standardelor cerute în momentul de față. Să înțelegem că standardele pe care trebuie să le respecte țara noastră, având în vedere că suntem și membri NATO, sunt foarte înalte și mai sunt foarte multe de făcut. Suntem membri ale Uniunii Europene și în primul rând asta ne afectează. Standardele, într-adevăr, impuse sunt destul de riguroase. Anual facem obiectul verificărilor de către Comitetul pentru Prevenirea Torturii, în care ni se solicită niște standarde destul de ridicate. Acum, noi permanent facem efortul de îmbunătățire a condițiilor de detenție și de aliniere la aceste standarde. Și modernizările și evoluția, și evoluția pozitivă pe care o prevedeți în viitor, se referă mai mult la pregătirea personalului, la resursele umane sau la resursele materiale? În primul rând mă refer la dotări, dar bineînțeles că și pe partea de pregătire avem de lucru și cu siguranță o să ne ocupăm și de aspectele acestea. Raportat statistic, care sunt cele mai întâlnite fapte săvârșite ale căror executare se realizează aici în penitenciarul dumneavoastră și cam care este rata de recidivare? Deci avem cam 200 din totalul de 494 de deținuți care avem astăzi, 200 sunt cu furturi. Deci cea mai mare, pe preponderență, cea mai mare o are furtul. Urmează după aia omor. Cam 80 de persoane avem condamnate pentru omor. Rata de recidivă din jur de 40% pe întreg sistem penitenciar. Fluctuează, plus minus, dar în general pe acolo se încadrează. Și apropo de eforturile dumneavoastră de reintegrare socială a acestor persoane, recidiviști sunt mai adesea cei cu pregătire școlară mai scăzută sau chiar și cei cu... E firesc, e una dintre cauze, gradul de cultură și de formare profesională, dar nu e o singura cauză. Cauzele sunt multiple și... Dar, de exemplu, de-a lungul timpului ați avut cazuri remarcabile, să zic, cineva, să zicem, a făcut o greșeală sau chiar a comis o faptă cu răutate și după ce a ajuns aici, cu ajutorul dumneavoastră și cu activitățile pe care le desfășoară pentru reintegrare, să fie ajuns după aia și să fie auzit de foarte bine de respectiva persoană. Bineînțeles că sunt și rezultate, avem și rezultate pozitive. Oameni care dintr-o greșeală au venit, au ajuns în penitenciare, care au făcut din tot timpul efortul pentru reintegrarea socială și rezultatele au fost pe măsură. Sunt multe cazuri, chiar foarte multe, am putea spune. Bineînțeles că sunt și eșecuri. Rata de recidivă demonstrează și trebuie să ne asumăm și un eșec al nostru, ca și sistem penitenciar și ca unitate. De ce nu? Penitenciarul poate fi un indicator al criminalității și infracționalității într-o comunitate? Un indicator final poate fi. Deci noi suntem beneficiarii, să zicem cu ghilemele de rigoare, a infracționalității. Suntem un indicator. Se reflectă starea de infracționalitate, până la urmă se reflectă în persoanele custodiate. Deci să înțelegem că timpul de la săvârșirea unei fapte până la încarcerare este variabil în funcție de circumstanțele actului individual? Da, într-adevăr. De la data producerii fapte și până ajungerea în custodia noastră este un timp care este variabil. Depinde de mai mulți factori. Iar apropo de personal, de pregătire, există relații și cu alte țări, schimburi de experiență sau... Sigur, există și au existat și sperăm să mai existe schimburi de experiență, vizite reciproce în care ne împărtășim din experiența fiecăruia. Și care sunt statele cu care aveți cele mai apropiate legături până acum? Cu Spania am avut cele mai multe legături, Anglia,
Acum se încearcă un parteneriat cu Franța. Și pentru că aici sunt mai multe categorii ale personalului, pe ce segment merg oamenii la stagii de pregătire? Diferă. A fost și pe medical, și pe reintegrare socială, și pe fază. Și siguranța de ținere, deci nu un singur segment. Se încearcă să acopere toate segmentele existente, toate sectoarele din unitate. Și în medie un stagiu de pregătire cam când durează? Depinde. De la câteva zile până la o lună. Din câte observăm, penitenciarul de fapt nu este o temniță a evului mediu, ci este un loc destul de prietenos și văd că vă ocupați foarte bine de imagine și de aspectul lui ca și locație. Într-adevăr, observația ta este pertinentă. Nu mai suntem în vremurile în care să ni se pară un penitenciar o temniță, un loc unde oamenii primesc tratamente dezumanizante ori umilitoare. Încercăm să promovăm o imagine transparentă și deschisă a sistemului penitenciar, o imagine reală, lipsită de, așa cum ziceam, de tratamente dezumanizante. E pus accentul foarte mult pe respectarea libertăților și a drepturilor umane ale fiecăruia dintre noi, indiferent dacă au comis sau nu fapte antisociale. Când am venit pe drum încoace spre locația dumneavoastră, din curiozitate, seara de peste drum este tot a dumneavoastră? Da, terenul de peste drum face parte din sectorul vegetal al penitenciarului, unde se plantează ceea ce se va consuma pe mai târziu. Acum au început lucrările de primăvară, o parte din persoanele private de libertate sunt incluse în cadrul acestor activități productive și, după cum se poate vedea, ei chiar sunt la muncă în aceste momente. Deci o serie de activități care se realizează aici în unitatea dumneavoastră chiar sprijină caracterul ei autonom. Sigur. Și se asigură și unele dintre resursele necesare, pentru hrană, de exemplu. Bineînțeles, tot ce se obține din producția aceasta este folosită pentru consumul intern. Ce alte activități mai fac deținuții în exterior? În exterior, așa cum se poate vedea, există câteva persoane private de libertate care au drept sarcină să îngrijească, să întrețină spațiile din prejurul clădirilor, aleile și tot ce înseamnă împrejmuiri. După cum se poate vedea, ei au început încă lucrările de primăvară și de amenajare. Și mai sunt momente în care deținuții lucrează și în afara unității? Bineînțeles, există persoane private de libertate care ies la activități productive în afara unității. Sunt puncte de lucru, diverse locații din oraș, avem contracte încheiate cu societăți comerciale, în baza cărora deținuții prestează muncă. Și procedural, ei pot alege să sau nu să presteze această muncă și li se scade din pedeapsă sau câștigă o recompensă financiară? Sigur. Că vrem să verificăm unele zvonuri sau unele informații care poate nu sunt adevărate. În condițiile prevăzute de legea 275 din 2006, normal că persoanele private de libertate care prestează activități productive li se consideră executate zilele considerate câștig ca urmare a muncilor pe care o efectuează.